mi s-a părut ușor, dar mi s-a părut primul text, a fost destul de alambicat și erau mai greu, oarecum îți dădeai seama mai greu la adevărat și fals, dar ăsta a fost ușor, aplica caracterizare, a fost ok. Ai pregătită pentru Nu mă așteptam, pentru că a picat și anul trecut caracterizare, mă așteptam să pice mesajul textului sau jurnal sau scrisoare, dar nu. A fost ok. La ce notă te aștepți? Peste 9, zic eu. Și o să fie peste 9, sigur. A fost anul acesta. Mai greu? Ai făcut pregătire? A fost mai greu, am făcut și pregătire, adică a fost un an intens și m-am pregătit cât am putut. Este mai teamă la matematică. Da, la mate parcă. E primul examen important de viața ei, cu siguranță, sunt emoționată, da. Cum a fost anul acesta? Intens, greu, pregătire? E intens, meditații multe, română, matematică, plus celelalte materii la școală, la care trebuia să fie pregătită, bineînțeles, da, cu note destul de mari, că da, era nevoie și de asta. Da, baraj, la baraj era vorba de notele și de notele din cei 4 ani. V-ați gândit împreună la un liceu? Ne-am gândit, așteptăm rezultatele și după vom decide care va fi prima opțiune. Are o listă de opțiuni. Cred că științe sociale, științele naturii, malează între cele două, cu toate că una e uman, una e real. Ne vom hotărâ în funcție de medie. A fost perfect. Așa satisfacție n-am mai avut de mult. 9:30-40. Am avut câteva mici greșeli, dar în rest e jujuc făcut. Puțin, dar eu am o problemă cu 6B, ultimul acolo, ăla, geometria în spațiu, dar în rest, nu, nu mi-e frică. Care te-a pus așa mai în dificultate? La română? 9, ăla, acela cu asociatul. M-a pus un pic pe gânduri că trebuia să mă încadrez și în limita de cuvinte și să și rezum așa cărțile. Da. Dar mi-a rămas cam o jumătate de oră din timp, dar am făcut, am scris mult, le-am dezvoltat, cum trebuie. Da. Da. Și la un liceu? Profil MatInfo și depinde de medie. Adică a fost mediu. Mediu a fost, dar n-a fost nici greu, dar nici ușor. 8, dacă iau 8, e perfect. Matematică se teamă? Nu, la matematică, de abia aștept să dau la matematică. Că mi-am place mai mult matematică, aștept mai bine la matematică. Subiect azi care te-a pus în dificultate? Da, caracterizarea aia nu prea a fost ce trebuie. Nu mă așteptam. Am crezut că e compunere liberă, dacă era așa, era mai bine. Destul de mediu spre ușor. Părinților, s-au prins bine? Eu zic că da, zic că au prins. Ce note te aștept? Minim 9, 9 și ceva, 9, 50, ceva de genul.